Proiectul menit să ajute persoanele din zonele defavorizate, inclusiv în rândul comunităților de romi, a fost aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Județean, care susține contribuția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, cu un buget în valoare de 36.000 de lei pe an, adică suma de 180.000 de lei pe o perioadă de 5 ani. Practic, noi vom interveni în perioada de post-implementare a proiectului, cu care se va derula pe o durată de 5 ani, Acolo sunt responsabilitățile noastre. Concret, vom avea o contribuție de 36.000 de lei pe an, ceea ce înseamnă un total de 180.000 pe 5 ani. Deci asta este aspectul financiar. Iar principalele atribuții ale direcției noastre sunt de a coordona două rețele care vor fi operaționale județene. Rețelele operaționale județene vor consta în asistarea autorităților publice locale din zonele unde vor fi identificate comunități dezavantajate din punct de vedere economic și social. Iar scopul este acela de a preveni instituționalizarea situațiilor de risc ce pot duce la separarea copiilor de familie și în cazul adulților cu handicap. În ceea ce privește Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Mureș, în perioada implementării proiectului nu vor fi alocați bani din partea instituției. Suma de 31.400 de lei pe an va consta în cheltuielile de salarizare al unui singur angajat pe o durată de 4 ore pe zi. Conform declarației reprezentantului Asociației Caritas, care este și liderul acestui proiect, Întreaga activitate se va desfășura în județele Mureș, Harghita și Covasna și se adresează inclusiv tinerilor și copiilor din comunitățile rome. Va fi derulat în trei județe, în județele Mureș, Harghita și Covasna. Beneficiarii proiectului nu sunt copii sau tinerii mă rog, beneficiarii direct, ci prin sprijinirea autorităților locale de a de a combate fenomenul de sărăcie, indirect vor fi ajutați acești copii, acești tineri. Numărul beneficiarilor este de 340, din care 137 sunt romi. Conform hotărârii Consiliului Județean Mureș, se dorește și realizarea unei cartografieri sociale multidimensionale a unităților administrativ-teritoriale în cele trei județe și implementarea unei intervenții sociale, care să includă realizarea unor anchete de analiză profundă a situației sociale și economice.